ADI Mobilitate, noi suntem parte din ADI Mobilitate, așa cum este și Primăria Ploiești. Din câte cunosc, în AGA s-a decis ca ADI Mobilitate să prezintă un plan de mobilitate la nivelul asociațiilor. Acest plan a fost discutat în cadrul ADI Mobilitate, numai că am ajuns la partea în care acest plan trebuia și plătit. I s-a solicitat domnului primar plata contribuției anuale stabilite prin statut, tocmai pentru a putea face plăți către ADI Mobilitate să beneficieze de acest plan, tocmai că este o cerință pentru accesarea fondurilor din planul de tranziție justă și orice fond european. Discuția este prin planul de tranziție justă, județul Prahova are 15 milioane de euro pentru autobuze nepoluante. Ori ADI Mobilitate vrea să acceseze acești bani, tocmai la nivelul asociației să beneficieze de acești bani și prin microbuze și autobuze electrice. Mă surprinde, sincer, declarația domnului și intenția domnului primar de a scoate Ploieștiul din ADI Mobilitate, tocmai pentru că există această posibilitate de a accesa cei 15 milioane de euro pentru autobuze electrice sau, mai bine spus, nepoluante.